2500 de oameni s-au adunat astăzi în fața guvernului pentru a-i cere premierului să interzică etnobotanicele. Bătrânii, copii și părinți au răspuns inițiativei vedetelor Radio Zubu, Zdugan și Morar. Cei doi au pornit cruciada împotriva etnobotanicelor, șocați de numărul tot mai mare al celor uciși de așa zisele droguri legale. Fii om, închide-le! Fii om, închide-le! Doar atât au vrut oamenii să-i transmită primului ministru. Sunt copii de 16 ani care au murit din cauza acestor etnobotanice. Pentru ei trebuie să facem ceva. Dacă nu se va lua nicio măsură, gândiți-vă că în curând minorii, copiii de 13, 14, 15 ani vor fi tentați să consume aceste produse. Cu urmări terifiante. Cu sufletele împietrite de durere, părinții și frații celor prinși în coșmarul etnobotanicelor au venit să ceară guvernului să ia singura decizie normală, interzicerea comercializării. Ne-a terminat un copil care a fost exemplu. Știe, este conștient, i-au murit prieteni, sunt bolnavi, au intrat în pușcării, deci trebuie făcut ceva. Am băiatul internat în spital, la Obrejea. Chiar un prieten foarte apropiat a murit acum 2 luni de zile. Este firesc să fiu aici, sunt cel care a luptat de la început împotriva etnobotanicilor, sunt cel care îi tratează în fiecare zi și fiecare noapte. Doar Anglia, Germania și Olanda ne depășesc la consumul de plante etnobotanice din țări. Uniunii Europene. Probabil că în fiecare familie din România vom avea părinți care vor plânge la capul copiilor în spitale. În ultimele luni nu mai există spital mare în România care să nu fi primit măcar un caz de tânăr intoxicat de etnobotanice. Pacienții sunt aduși în episod psihotic acut, de cele mai multe ori aduși cu forța de poliție și salvare. Încep să ai o stare de moleșeală, somnolență, te sperii, ai impresia că te urmărește tot timpul cineva. În ultimele luni, zeci de magazine de vise au fost închise de primarii din mai multe județe ale țării. Sute de kilograme de droguri ușoare au fost confiscate, dar tot degeaba. Fără o lege care să interzică vânzarea plantelor etnobotanice, vânzătorii de droguri legale vor găsi întotdeauna o cale ca să continue să vândă moarte la plic.